Cine să dă, nu e... Ce, ați rămas fără adversari, numai dumneata și avocată. Da, dacă e... Ați văzut cum 2 ani nu se prezintă în instanța de judecată și... Nici nu vor să prezinte. Deci ați renunțat la pretențele față de pretură? Deoarece din... Din cauze și din propriile reprezentanții preturii nici nu au participat la evacuarea domnului Tudor. Nu sunt confirmate nici în procesul cel verbal din data 26 aprilie. Și nu există careva temeri pentru a-i atrage. Pentru deci vă judecați numai cu primăria? Cu primăria, cu întreprinderea municipală pentru serviciul locativ republican și cu executorul ficătoresc Bănărescu Anatol. Persoane anume responsabile care au fost la momentul execuției. Și Bănărescu nu a fost niciodată, reprezentanta primăriei a fost data trecută. Da. Și a pledat nevinovată. Și întreprinderea municipală a trimis azi un adjunct, dar acela n-avea nicio puternicire și a plecat. Asta este rămânerea noastră, care va fi decizia instanță. Sperăm să fie una benefic pentru domnul Tudor. Pe 28 martie. Da, la nouă pronunțare. Hai să vedem. Stă nepoata până atunci? Da, care la fel i s-au luat hainele, mâncarea. Dar nu stă până atunci cum ata în colibă. Se duce înapoi la Căușeni, nu? Da, eu pleacă, eu net la ședință. Facă galerie.